Violența asupra femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului din lume. Are loc acasă, pe stradă, la școală, la locul de muncă, în tabere de refugiați sau în spitale. În măsură mai mare sau mai mică se petrece în toate țările din lume, indiferent de etnie, rasă, vârstă, mediul de proveniență, venit sau nivelul de educație. La nivelul județului Argeș, cea mai tânără dintre femeile agresate, care a ajuns sub ocrotirea autorităților, are doar 18 ani. 23 de femei au trecut anul acesta prin centre care adăpostesc pe victimele violenței domestice în Argeș. Alte 34 de femei agresate au fost ajutate să-și găsească locuri de muncă, au fost consiliate de psihologi ca să treacă peste aceste traume. 25 de copii și-au însoțit mamele în locații create special care să-i țină departe de agresori. Cea mai tânără dintre femeile agresate și ajunse sub ocrotirea autorităților are doar 18 ani. Cea mai în vârstă are 51 de ani. Dincolo de aceste numere, este vorba despre oameni, este vorba despre mame, fiice, soții și chiar și bunici, colege de serviciu sau prietene. Nimeni nu are dreptul să abuzeze de o persoană fizic, emoțional sau sexual. Lupta împotriva violenței asupra femeilor este obligatorie pentru orice persoană cu o funcție publică, dar nu numai, este obligatorie pentru orice persoană care se consideră civilizată și care trăiește printre oameni. Persoanele care sunt victime ale violenței domestice pot cere ajutor apelând numărul tel verde 0800 500 333. Lasă-mă în pace! Liniștește-te! Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! Hei! De ce îl împingi? Poate te place! De ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Ce urli așa? De ce îl împingi? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. 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 Niciun copil nu se naște abuzator, niciun copil nu se naște victimă. Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului.